expune fiecare discută și aleg cum că ține de dezvoltarea și preocuparea timpului. Deci, da, nu sunt bani, nu sunt soluții. Avem agenții economici. Nu, 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 Consiliul, de obicei, să spui Consiliul. Acum nu este, că este, da, că este, de exemplu, Franța. Franța, orice problemă se rezolvă prin Consiliul. Tineret, Consiliul persoanelor din sector, Consiliul persoanelor notorii, adică orice, ultima primă Consiliul și el la orice adunare, de exemplu, chiar și se adună primarul, se adună reprezentanți, se adună de la Consiliul Bătrânul, de la Consiliul Tineret și absolut toți, adică se expun părere și spune, iată, noi avem așa probleme, așa probleme. Și noi încep să le punem pe plan și le explicăm aceste de prim plan, aceste mai multe secundare și vedem problemele, vedem agenții economice, că exact așa stau și agenții economice, să am reprezentat. Dar cum și ei au problemele lor? Au problemele lor și le facem așa, le convingem că este nevoie ca ei să se implice în tot acela ce se întâmplă. Fiecare poate avea acordul său. Și aici, undeva, este acordul agenților. Pe direct, da, știți, poate să fie agenți economici la momentul ăla, la care nu da, nu zic, nu zic că, că sunt peste tot, dar sunt sate că nu, da, și nu acum sunt foarte mulți, dar chiar dacă nu sunt, se găsesc pe, hai să zicem, sunt numai din este, da, da, mari, care vor să susțină, vor să doreze și vine, că la urmă, chiar dacă nu poate să vină cu mari, vine cu niște materiale, vine niște materiale, da.